Consiliul Județean Mehedin și partenerii săi au obținut finanțare europeană nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională prin programul operațional regional 2014-2020 pentru reabilitarea și modernizarea a peste 112 km de drumuri județene. În cadrul proiectului cu titlul Reabilitare și modernizare drumul județene, județul Mehedin și drumul județean 562A, Gruia, Rogova, Oprișor, Bălăcița, Gvardinița, Băcleș, Plopi, Izvorălu, Tâmna, Grozești, Păsărani, limita județului Gorj și codul sistemului unic de management al informației în valoare totală de 213 milioane de lei. Lucrările executate în cadrul proiectului au fost împărțite în 5 loturi, iar întâlnirea de astăzi de la Consiliul Județean reprezintă finalizarea lucrării la ultimul lot, respectiv lotul 4. Consiliul Județean Mehedin s-a accesat pe programul operațional regional 2014-2020 mai multe proiecte privind reabilitarea și modernizarea de drumul județean, cel mai important proiect fiind acel așa zis drum strategic în valoare de aproape 48 de milioane de euro, prin care am reușit să reabilităm sau să modernizăm 112 km și care a adus un beneficiu substanțial multor comune din județul nostru și inclusiv orașului Strehaia, traversat în parte de un tronson de drum județean. Acest drum strategic a fost lotizat în 5 loturi, au fost recepționate toate. Astăzi discutăm de lotul 4, cuprins între Gvardenița și Tâmna. Mai exact, pleacă din Gvardenița, de la intersecția cu drumul județean 606A, traversează satul Gvardenița, traversează comuna Bucleș, traversează satul Plopi, Boceni și ajunge la intersecția cu DN6. Lotul 4 are o lungime totală de 32 de km, iar lucrările însumează 64 de milioane de lei, printre care 4 poduri reabilitate, 44 de podețe transversale, 109 drumuri laterale amenajate, trotuare nou construite, 811 accese la proprietăți. Pentru noi, din Consiliul Județean, proiectul acesta a reprezentat o provocare, fiind cu valoarea cea mai mare la momentul depunerii cererii de finanțare, cu un număr impresionant de kilometri reabilitați, peste 112. Acum suntem la finalizarea lucrărilor ultimului lot din setul de 5. Suntem bucuroși, s-a făcut treabă bună pe toate loturile și noi am gestionat foarte bine banii europeni atrași prin programul operațional regional 2014-2020. Beneficiarii investiției sunt în principal locuitorii comunelor Băcleș, Bălăcița, Dumbrava și Tâmna, traversate de tronsoanele reabilitate și modernizate ale drumurilor județene 561A și 606A. Un lucru extraordinar, s-a scurtat ca și timp, ca să înțeleagă, se făcea undeva o oră și 20 de minute între Bălăcița și Bâcleș, sau Bălăcița-Oprișor, erau aceleași drumuri și acum 10 minute se poate ajunge dintr-un sat în altul. Mulțumim și noi pentru implicare. Mai mult de jumătate din acest tronson de drum s-a derulat pe raza comunei Tâmna, și anume pe raza satelor Adunații Teiului, Plopi, Boceni și Tâmna. Este un lucru benefic pentru locuitorii comunei și a adus un plus de confort și bunăstare tuturor locuitorilor din zona respectivă. Investițiile în modernizarea și reabilitarea acestei infrastructuri de transport cresc gradul de mobilitate a persoanelor și bunurilor și, de asemenea, asigură accesul mai facil și mai rapid către furnizorii de servicii de sănătate, sociale și educație pentru populația aflată în zonele rurale de pe traseul acestor drumuri județene.